Comisia Mixtă Administrație-Sindicate desfășurată la sediul Diviziei Miniere a Complexului Energetic Oltenia, CEO, a fost una extrem de tensionată. Discuțiile, în contradictoriu, fiind generate de refuzul oficialilor CEO de a negocia pe marginea primei de Crăciun în valoare de 550 de lei. Liderii Federației Univers au cerut în plen creșterea primei la 700 de lei, motivând sacrificiile făcute de minerii care au muncit 7 zile din 7 pentru a umple depozitele companiei cu cărbune. Administrația reprezentată de Laurențiu Ciubotărică a refuzat însă creșterea primei, fapt care a determinat ieșirea din sală a liderilor sindicali Univers, în frunte cu prim-vicepreședintele Adrian Marciuc. Reprezentanții FNME nu au percutat la doleanța celor de la Univers și au rămas în sală, ședința mutându-se la scurt timp în secretariatul lui Daniel Antonie, directorul diviziei miniere. Aici s-a stabilit o întâlnire restrânsă cu Ciobotărică, fapt auzit de unul dintre liderii Univers, reîntors în sală pentru ștampilarea delegației. Am auzit fără să vreau că se stabilea o întâlnire între cei de la FNME cu directorul Ciobotărică. Roșca susținea sușitare în secretariat că ne întâlnim zilele astea și discutăm. Bănuiesc că întâlnirea nu va fi pe marginea creșterii primei solicitate de noi, ci pe marginea intenției FNME de a lua președinția Comisiei Mixte, ocupată acum de Adrian Marciuc. Nu este exclus ca pentru o majoritate sindicală să se coopteze alături de FNME vreun lider chiar din Univers. Asta pe promisiuni bătute în cuie cu administrația, formată încă din Ionel Ilie, Ciobotărică și Daniel Antonie, a declarat Nicu Bunaica, liderul sindicatului de la Cariera Lupoaia. Sindicalistul susține că ședința a început promițător, oferindu-se angajaților CEO o primă de Moș Nicolae în valoare de 100 de lei. 7.885 de copii minori ai salariaților beneficiază de această primă, care va fi acordată pe 6 decembrie. S-a mai stabilit de asemenea că minerii vor fi liberi pe 24 decembrie, zi în care vor lucra doar cei care sunt în schimbul 1 de muncă. Pe 25 și 26 decembrie nu se va lucra, fiind Crăciunul, dar nici pe 31 decembrie și 1 ianuarie. De pe 27 decembrie până pe 30 decembrie, angajații CEO vor fi obligați să-și ia zile de concediu de odihnă. Lucrurile au luat o turnură neașteptată când s-a pus pe tapet creșterea primei de Crăciun cu 150 de lei, fapt care a determinat ieșirea din sală a liderilor Univers.